Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Iisus, minunatul vindecător. Textul de memorat îl găsim în Luca, capitolul 1 cu 37 și o invităm pe Iasmin să ne-l spună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1 cu 37. Mulțumim frumos, Iasmin! În această săptămână avem două povestiri minunate. Prima este despre un slujitor important din armata romană. El era numit sutaș pentru că era pus căpetenie peste 100 de soldați. Nu îi cunoaștem numele real, dar știm că el auzise despre Iisus și credea în el. Romanii se închinau la idol și de asemenea se închinau împăratului lor. Dar acest slujbaș aflase despre adevăratul Dumnezeu și acum credea în el. Sutașul a fost un bun și prietenos cu iudeii și chiar construise o sinagogă pentru ei. Când a auzit ce învăța și ce făcea Iisus, el a știut că trebuia să fie trimisul lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva care l-a făcut pe sutaș să se îngrijoreze. Ce anume s-a întâmplat? Haideți să ascultăm Luca, capitolul 7, cu versetul 1 și 2. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care îl asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Când a aflat că Iisus se întorcea în Capernaum, sutașul și-a dorit ca el să îi poată vindeca pe slujitorul lui bolnav. Ar fi mers chiar personal să îi ceară ajutorul lui Iisus, dar nu credea că era suficient de bun pentru a vorbi cu Iisus. Ce le-a cerut el bătrânilor iudei să facă? Luca 7:3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Bătrânii s-au grăbit să meargă la Iisus. La urma urmei, sutașul construise o sinagogă pentru ei și erau fericiți să îl ajute. Ce i-au spus aceștia lui Iisus? Luca 7:45. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a fost bucuros că sutașul a fost atât de bun cu iudeii din Capernaum, dar acesta să fi fost motivul pentru care i-a ajutat? Iisus iubește și ne binecuvântează doar dacă suntem buni? Sau el ne iubește tot timpul? Ce binecuvântări le dă Dumnezeu oamenilor răi? Iisus a fost bucuros să îl ajute pe sutaș, al cărui slujitor era bolnav. De îndată el a și pornit spre casa acesteia, dar sutașul nu s-a gândit că Iisus chiar va veni în casa lui pentru a-i vindeca slujitorul. El era sigur că tot ce trebuia să facă Iisus era să rostească un cuvânt și slujitorul avea să fie vindecat. De îndată ce a auzit că Iisus se îndrepta spre casa lui, slujbașul roman le-a cerut câtora prieteni de-ai lui să meargă repede să-i spună lui Iisus că nu trebuia să facă acest lucru. Dar Iisus și-a continuat drumul spre casa sutașului. Când acesta a văzut ce se întâmpla, a hotărât că era cazul să meargă personal să îl întâlnească pe Iisus și să vorbească cu el. Sutașul i-a spus lui Iisus de ce era sigur că nu trebuia să se deranjeze atât de tare. Tot ce trebuia să facă pentru a-i vindeca, slujitorul era să vorbească. În inima lui Iisus a fost atâta bucurie când l-a auzit pe importantul soldat roman. Era ca și cum sutașul îi spunea că atunci când el dădea porunci soldaților sau slujitorilor lui, aceștia întotdeauna ascultau de el. Asta pentru că el era un slujbaș roman și Roma era puternică, dar Iisus era mult mai puternic. Puterea lui venea de la Dumnezeu și Dumnezeu este atotputernic. Slujbașul a știut că tot ce trebuia să facă Iisus era să vorbească. Orice poruncea el, se întâmpla. Ce a spus Iisus sutașului roman? Ce se întâmpla în casa acesteia în timp ce ei vorbeau? Matei 8:13. Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Îți amintește povestea noastră despre conducătorul iudeu care a mers din Capernaum la Cana să ceară ajutorul lui Iisus pentru că fiul lui era pe moarte? El a fost dezamăgit când l-a văzut pe Iisus. Atunci a hotărât că dacă Iisus urma să-i vindece fiul, avea să creadă în el. De ce credința aceasta era diferită de cea a sutașului roman? Când l-a ascultat pe sutașul roman vorbind, Iisus a fost uimit. Nici măcar o persoană dintre rudele și prietenii lui sau din miile de oameni cu care vorbise Iisus nu demonstrase o credință la fel de mare ca cea a sutașului roman. Ce a spus Iisus când s-a întors și a privit la mulțimea de oameni din jurul lui? Matei 8:10. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Iudeii credeau că datorită faptului că erau copiii lui Avram, Isaac și Iacov, nu era nicio îndoială că ei urmau să fie în cer. Dar Iisus le-a spus ceva ce ei probabil nu au crezut. El a spus că oamenii de peste tot din lume vor fi în cer împreună cu Avram, Isaac și Iacov, dar mulți dintre cei care erau siguri de prezența lor acolo urmeau să lipsească. Ei îl respingeau pe Iisus, singurul care îi putea salva. Motivul pentru care Avram, Isaac și Iacov vor fi în cer este pentru că ei au ales să îl iubească și să se încreadă în Dumnezeu și să asculte de cele 10 porunci. Ei a știut că într-o zi Dumnezeu urma să fie adevăratul miel. El avea să moară pentru ca noi să putem fi eliberați de sub puterea lui Satana. Dar majoritatea oamenilor nu îl acceptau pe Iisus. Ei își doreau un alt fel de Mesia, unul care să îi elibereze de sub puterea romană, nu de păcatele lor. Cum putem fi siguri că vom merge cu Iisus când El va veni curând? Gândiți-vă! La o zi după ce Iisus l-a vindecat pe slujitorul sutașului, el și ucenicii lui au mers într-un sat numit Nain. Pretutindem pe cale, Iisus i-a mângâiat și i-a vindecat pe oameni. Până să ajungă aproape de Nain, împreună cu el mergeau mulți bărbați, femei și băieți și fete fericite. Dar pe măsură ce s-au apropiat de poarta cetății, toți au devenit tăcuți. Înspre ei veneau alți oameni care nu erau fericiți. De fapt, ei plângeau. Avea loc o înmormântare și coloana se îndrepta spre cimitir pentru a-l îngropa pe tânărul care murise. Ei purtau trupul celui decedat într-un sicriu deschis și mama tânărului mergea în spatele sicriului. Era văduvă și tânărul era singurul ei fiu. Sărmana mamă plângea de ți se sfrângea inima. Iisus și toți oamenii care erau cu el s-au oprit. Tuturor le-a părut rău pentru că sărmana femeie rămânea singură. Și lui Iisus i-a părut rău pentru ea și s-a apropiat de ea în timp ce ea mergea plângând. Când Iisus i-a vorbit, femeia i-a auzit glasul blând și ce a spus el, dar ochii ei erau plini de lacrimi și nu a văzut cine vorbea. Iisus i-a spus, nu plânge, Luca 7:13. Dar, desigur, ea nu se putea opri din plâns. Soțul ei era mort și acum murise și scumpul ei copil. Cât de singură și tristă se simțea, ea tot nu știa nici acum cine îi vorbise cu atâta blândețe. Nici nu știa că urma să se întâmple ceva minunat. Ochii ei erau încă plini de lacrimi. Gândește-te! Și astăzi Iisus simte la fel când cineva moare? Oh, sigur că da! El îi iubește pe toți. El îi iubește pe oamenii care mor și pe oamenii care sunt triști de cauza că cineva a murit. Prin Duhul Său, Iisus poate fi chiar lângă omul care este pe patul de moarte și lângă cei care sunt atât de triști. Bărbații care purtau sicriul s-au oprit lângă Iisus atunci când l-a atins. Probabil că oamenii se întrebau ce urma să se întâmple. Poate că mama tristă și-a șters lacrimile din ochi și a privit în sus pentru a vedea de ce s-au oprit. Mulțimea care fusese cu Iisus și oamenii care erau în drum spre cimitir s-au strâns cu toții în jurul sicriului deschis. Toți erau tăcuți, apoi l-au auzit pe Iisus vorbind cu glas clar și puternic. Haideți să ascultăm ce a zis Iisus. Tinerelule,
Scoală-te, îți spun. Iisus îi spunea unui mort să vină la viață. Oamenii știau cu toții că Iisus făcuse multe minuni pline de putere, dar chiar El avea să învieze morții? El are această putere? Îți poți imagina ce s-a întâmplat în următoarele câteva secunde? Toți au fost martori când tânărul s-a ridicat. Probabil că a primit în jur și a spus ceva de genul: unde sunt? Ce se întâmplă? De ce sunt într-un sicriu? Am murit? Poate că bărbații care îl purtau l-au ajutat să se dea la o parte voalul cu care era înfășurat ca să se poată ridica în picioare. Și scumpa lui mamă stătea chiar acolo cu brațele deschise. Probabil că acum plângeau din nou, dar de această dată cu lacrimi de bucurie. Poți fi sigur că Iisus a zâmbit când l-a prins de mână pe tânăr să îl ajute. Iată fiul tău, i-a spus el mamei. De îndată aceștia s-au îmbrățișat. Gândește-te, Iisus a fost Dumnezeu, dar și om, nu-i așa? Dar El și-a folosit puterea de Dumnezeu doar pentru a ajuta alți oameni, niciodată pentru a se ajuta pe El. Cum i-a ajutat pe ceilalți oameni faptul că El i-a redat viața fiului văduiei să știe că El era cu adevărat fiul lui Dumnezeu? Putea Satana să facă ce a făcut Iisus? Vreun alt om putea să facă acest lucru? Iisus a readus la viață pe cineva care murise. Pentru scurtă vreme, toți au rămas nemișcați și priveau uimiți la ce se întâmpla. Parcă nu le venea să-și creadă ochilor, dar apoi și-au dat seama că totul era adevărat. Iisus chiar readuse la viață pe cineva mort. Ce au spus ei? Luca 7:16. Un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Crezi că astfel de vești s-au răspândit cu rapiditate? Cine crezi că nu s-a bucurat când a aflat ce făcuse Iisus? Satana nu s-a bucurat. De asemenea, preoții și conducătorii nu erau fericiți. Ei refuzau să creadă că Iisus era adevăratul Mesia. Ei aleseseră în tot acest timp să îl urmeze pe Satana și astfel lor le-a fost ușor să refuze să creadă în Iisus. Tânărul readus la viață și toți ceilalți prezenți în acea zi, în afară de Iisus, sunt morți acum. Nu-i așa? Dar fiecare dintre cei care au ales să se încreadă și să îl urmeze pe Iisus va fi readus la viață în curând, la revenirea Lui. Același Tată iubitor al lui Iisus este și Tatăl nostru. El ne poate salva și pe noi pentru împărăția Lui. Haideți să ascultăm Coloseni 1:13-14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amintește-ți întotdeauna că Iisus ne iubește pe fiecare dintre noi atât de mult încât El, bucuros, s-a făcut la fel ca noi. Este cu adevărat fratele nostru pământesc. El a trăit și a murit pentru ca noi să putem fi salvați. Chiar dacă vom muri înainte ca El să vină, El ne va readuce la viață și ne va lua cu El la cer. Desigur, nu putem să nu fim triști când cineva drag nouă moare. Dar noi nu trebuie să fim la fel de triști ca oamenii care nu Îl cunosc pe Iisus. Noi nu trebuie să fim fără speranță. Noi știm că Iisus revine pentru a-I învia pe toți cei care au ales să Îl iubească și să se încreadă în El. Haideți să ascultăm făgăduințele pe care le avem în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 16-18. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Gândește-te, ce le poți spune oamenilor despre moarte? Trebuie să ne fie teamă să murim? O, nu! Trebuie să fim pregătiți că atunci când vom învia, să înviem ca să-L vedem pe Iisus. Fiți binecuvântați să înțelegeți lucrurile acestea. Domnul cu voi!